Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, stimați locuitori ai suburbiilor. Ne-am adunat astăzi aici în localitatea Dumbrava din comuna Trășeni, în contextul scandalilor artificiale provocate de domnul Ion Ceban privind blocarea așa numitor finanțări în suburbii. Am ales un loc simbolic aici în Dumbrava, ori astăzi în Dumbrava nici până în momentul de față nu s-a hotărât și nu s-a soluționat problema transportului public din această localitate. Eu mă numesc Sergiu Lazarencu, sunt deputat responsabil de suburbii, deputat PAS, și voi cunosc problemele suburbiilor și vom discuta astăzi despre relația dintre suburbii și primăria municipiului Chișinău. Astăzi, 90% dintre locuitorii suburbiilor municipiului Chișinău lucrează în orașul Chișinău. Respectiv, impozitul din salariu se varsă direct în bugetul Chișinăului. Vorbim despre sute de milioane de lei anual. Conform legii, dar și a unor principii morale și echitabile, de ani buni de zile s-a creat o tradiție corectă, dar și echitabilă, prin care se forma un fond pentru proiectele din suburbii. Și se distribuiau în mod echitabil, conform principiilor meritocratice. Din păcate, în ultimii 4 ani, primarul general nu ratează niciun moment să se laude că primăria Chișinău este cea mai transparentă primărie din țară. Însă modul în care s-au distribuit banii în ultimii 4 ani este dubios și neclar. În multe cazuri, împărțându-se după criterii politice și după loialitatea față de Ion Ceban. Pentru multe din primăriile din suburbii, finanțarea din bugetul municipal este esențială și în mod clar este nevoie de transparență și predictibilitate, astfel ca primăriile să-și poată planifica obiectivele pe termen mediu și lung. Este nevoie de un mecanism clar pentru distribuirea acestor surse de finanțare. Aceste surse nu trebuie să depindă de culoarea politică. Ori noi, prin programul Statul European, am demonstrat acest lucru. Din nefericire, primarul general îi tratează pe primarii din suburbii ca pe niște pretori numiți de el prin dispoziție și se face a uita că acești primari au votul și încrederea oamenilor. Ori este inadmisibil să ajungem astăzi, în luna iulie 2023, și primarii să nu aibă cel puțin o claritate când și dacă vor beneficia de aceste resurse financiare de la bugetul municipal. Și aici vorbesc de 10 suburbii care nu au primit niciun leu pentru anul curent. Și vorbesc despre suburbiile Trușeni, Durlești, Codru, Stăuceni, Ciorescu, Cricova, Bubuieci, Condrița, Vatra și Grătiești. Este un precedent care nu și l-a permis niciun primar general în ultimii 20 de ani. În campania din 2019, domnul Ion Ceban a promis că municipiul Chișinău va avea un viceprimar responsabil de suburbii. Lucru care nu s-a întâmplat. Și dacă în primul an primarul general a avut o relație corectă cu toate suburbiile, era receptiv la toate solicitările din suburbii în anul 2021 și anul 2022, lucrurile s-au schimbat brusc și primarul nu numai că a uitat de suburbii, dar nici nu mai răspundea la telefon. Este nevoie de revenit la această promisiune și de creat o funcție de viceprimar responsabil doar de suburbii. Suburbiile, într-adevăr, au probleme diferite, dar comune pentru toți locuitorii municipiului. Și este nevoie de o comunicare și o lucrare mult mai bună dintre suburbii și primăria din Chișinău. Și vă dau doar un singur exemplu. Problema câinilor maidanezi, care poate fi soluționată doar prin implicarea tuturor primăriilor și primăria din Chișinău. Pe lângă repartizarea neclară a banilor din suburbii, primarul general nu a reușit să rezolve cea mai importantă problemă din suburbii, care, apropo, a apărut pe primul loc în sondajul făcut de primăria Chișinău, și anume problema transportului public. Problema nu a fost rezolvată nici în Dumbrava, aici unde ne aflăm astăzi, nici în Goianul Nou din comuna Stăuceni, nici la Văduleni. Ne mai vorbim de Budeș, care este unica localitate care nu are transport public direct cu Chișinău. Și demersuri în privința la Budeș s-au făcut cu zecile. Stimați cetățeni, astăzi primăria municipiului Chișinău trebuie să depună toate eforturile încât condițiile de trai din toate suburbiile să fie comparabile cu cele din Chișinău. Avem localități ca Trușeni, Budești, Băcioi, Sângera și Ghidici care elementar nu au sistem de canalizare, iar localități care au probleme cu apă potabilă
De exemplu, avem situații în Dobrogea, unde apa se dă după grafic. Avem situația de la Grătiești, unde din cauza presiunii apei, elementar cetățenii nu au acces la apă. O altă problemă mare sunt căile de acces spre suburbii. În Trușeni, de exemplu, din cauza drumului deteriorat, dar și îngust, două troleibuze nu încap concomitent pe drum. Astfel, un troleibuz este nevoit să meargă pe acostament și totodată este un pericol de accidente pentru viața pasagerilor. Același exemplu cu starea drumului de acces o avem și în localitatea Colonița, unde drumul este un dezastru. Și aceste exemple ar putea continua și în alte suburbii. Nu poți să faci concerte, forumuri sociale, să pui floricele prin parcuri și alte lucruri de fațadă, în timp ce oamenii din suburbii nu au asigurate condiții elementare de trai. Ei toți sunt cetățeni ai municipiului Chișinău și merită a fi tratați egal. Cu regret, Ceban nu a realizat proiecte de dezvoltare mari. Ori ca să faci proiecte mari în Chișinău, este nevoie de o colucrare între primărie și guvern. În caz contrar, nu se pot realiza proiecte precum centura Chișinăului, pasaje subterane, proiecte de termoizolare a blocurilor pentru spațiile publice, dar și pentru blocurile de locuit, dar și alte proiecte atât de necesare în municipiului Chișinău. Orice ce a făcut Ceban în ultimii ani e doar PR, show politic și conflicte artificiale cu guvernul. Nu am dorit să politizăm acest subiect de așa numitul blocaj al investițiilor în suburbii din partea guvernului. Dar cum a dezinformat Ceban acest subiect este strigător la cer și este foarte manipulator. Primăria municipiului Chișinău, în loc să găsească consens și soluții de deblocare a situației, era gata să meargă pe calea judecății, doar pentru a obține dividende politice, manipulând și distribuind pliante false în culoarea partidului său prin cele 8 suburbii. Pliante care, apropo, sunt plătite din banii chișinăuienilor, sub umbrela unui proiect de decizie care tinde a fi vorba despre transparență. Dacă se mergea pe calea judecății, proiectele din aceste localități nu erau să fie realizate. Și anume, grădinița din Sângera, care era așteptată de 10 de ani, nu avea să se deschidă nici anul acesta. Dar și alte grădinițe, două din Budești și Tohaten, erau să fie lipsite de finanțare pentru lucrări de reparație. Centrul de sănătate din Colonița nu era să primească finanțare pentru reparații, iar câteva străzi din Budești nu aveau să fie iluminate. Și șirul poate continua. Noi am făcut eforturi mari pentru a debloca această situație, iar astăzi toate suburbiile din cele 8 pot derula aceste proiecte în localitățile lor. Stimați chișinăieni, probleme sunt multe și este nevoie să existe o abordare mult mai serioasă față de ele. Îi recomandăm primarului general să facă mai puțină politică și să se ocupe de problemele locuitorilor din municipiul Chișinău și suburbii. Lucru care este responsabil administrația publică locală din Chișinău. În continuare, o să-i dau cuvântul colegii mele, vicepreședintei fracțiunei PAS din CMC, Zinaida Popa, care vrea să facă anumite anunțuri. Bună ziua tuturor! Mulțumim presiei că a dat curs invitației noastre. Zinaida Popa, vicepreședinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Din păcate, noi astăzi iarăși ne-am adunat și v-am invitat și pe dumneavoastră ca chișinăuienii să ne urmărească, să demascăm minciunile și manipulările constante ale primarului general Ion Ceban, care odată ce a venit la cârma primăriei Chișinău, a început să înșele constant chișinăuienii și locuitorii municipiului Chișinău. Recent, din păcate, am fost martorii unor acuzații nefondate venite din partea primăriei Chișinău, acuzații care vizează blocarea investițiilor planificate pentru suburbii de către Cancelarea de Stat. Dar haideți să privim lucrurile îndeaproape ca să înțelegem de ce a avut loc ceea ce a avut loc. În primul rând, trebuie să subliniez că banii pentru suburbii au fost împărțiți politic de către primăria municipiului Chișinău și după bunul plac primarului general Ion Ceban, în mod suspect și lipsit de transparență. Fără criterii clare de selecție, Ceban a alocat finanțări în doar unele suburbii, iar pe altele le-a ignorat.
În acest context apare întrebarea, unde este echitatea, unde este respectul pentru cetățeni și pentru munca lor asiduă care umplă bugetul local? În al doilea rând, Primăria Municipiului Chișinău nu a prezentat consilierilor municipali, nici Consiliul Municipal Chișinău, nici un proiect de finanțare. Și nimeni nu știe unde și pentru ce vor fi cheltuiți acești bani. Dacă până acum Consiliul Municipal și consilierii erau cei care votau alocarea banilor pentru suburbii și era clar, fiecare primar din localitatea sa știe clar ce sumă pentru ce proiect va fi finanțat, iată că acest lucru anul acesta nu a fost posibil și vă explic de ce. Fiindcă majoritatea ducilă, care este loială primarului general din Consiliul Municipal Chișinău, și aici vorbesc de fracțiunea socialiștilor, dar și alți consilieri loiali și docili primarului, au votat pentru prima dată, atunci când am votat bugetul municipal, au votat un punct prin care i-au dat împuterniciri primarului general să aloce bani după bunul său plac în suburbii. Acest moment este o încălcare flagrantă a legii, îmi cer scuze, pentru că CMC-ul este cel responsabil de alocarea resurselor bugetare, alocarea banilor pentru suburbii. Și iată că după acel proiect deciziei, primarul a început să manipuleze cu aceste investiții în suburbii. Și de aici apare întrebarea. De ce au fost finanțate anume 7 proiecte? Viceprimarii primarului am văzut că fluturau cu anumite proiecte pe la conferințe și ziceau că sunt blocate aceste investiții. Întrebarea noastră pertinentă este, de ce 7? În total sunt 18 suburbii. De ce doar 7 suburbii trebuie să beneficieze de proiecte? Mai mult de jumătate din suburbiile Chișinăului în aceste condiții nu vor putea implementa niciun proiect important pentru locuitorii din suburbii, ceea ce ei au tot dreptul și an de an era posibil acest lucru. Motivul este foarte și foarte simplu și eu mă voi repeta. Ion Ceban acționează după cum a făcut și atunci când a promis că va repara curțile de bloc. Și iată că venind la putere a început să facă trotuare, nemai vorbind că aceste trotuare sunt cu grave încălcări a legislației în vigoare, dar despre asta am vorbit anterior. Iată cum primarul face, promite una, face alta. Acest mod de a face politică nu este doar inadecvat, dar și periculos. Suburbiile au multe probleme reale care trebuie rezolvate într-un mod transparent. Și mă voi repeta, într-un mod transparent și nu mimarea transparenței pe care zi de zi o mimează primarul Ion Ceban. Trebuie să fie echitabil și profesionist, nu prin încălcări ale legii și a manipulărilor politice. Ion Ceban, o să reiterez și ceea ce a spus colegul meu, trebuie să renunțe la show-urile și circul politic și să-și îndeplinească obligațiile legale față de locuitorii acestui municipiu. În acest context, vreau să menționez faptul că fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău va cere ca să fie finanțate toate câte un proiect ales de fiecare suburbie din toate suburbiile și acele 10 suburbii care nu au beneficiat de nicio susținere din partea Primăriei Municipiului Chișinău. Respectiv, vom cere la rectificarea bugetului să fie foarte clar și transparent bugetate aceste suburbii. Vom veni cât de curând cu un proiect de decizie care să asigure acest lucru. Sperăm foarte mult că va fi susținută de majoritatea consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău ca să noi, consilierii, să aducem acea echitate și acea transparență în alocarea banilor publici și nu mimarea de către site-urile pe care le improvizează Ion Ceban pe zi ce trece, vedem câte un site nou a transparenței, a proiectelor, etc. Dar, de fapt, atunci când noi intrăm elementar pe unul dintre aceste site-uri sau pe proiecte.chișinău sau pe transparență Chișinău, noi nu găsim detalii clare chiar cu privire la acel covor vestit care este foarte discutat. Noi nu avem, exact așa și în suburbii, noi nu am văzut nicio transparență. Fracțiunea PAS
din municipiul Chișinău va veni cu solicitări și va cere ca să se facă dreptate pentru toate suburbiile municipiului Chișinău, ori acesta este un fundament pentru a face lucrurile democratic și corect. În final, îndemnăm toți cetățenii să fie conștienți de manipulările actuale ale primarului general și să ceară o administrație publică locală care respectă legile, principiile transparenței și interesul cetățenilor, nu cel politic. Vă mulțumim tare mult! Dacă sunt întrebări... Mulțumim.